Campionii FC Argeș și în echipamentul obișnuit MOV, în poartă cu Fabiano Bettini, jucător de câmp, Dimcea, Ciuciulete, Coarnă, Oprescu, Predescu. Manole, Stoica, Cotea, Dinoci și Mirea. Antrenor este Dragoș Radu. Florea încearcă recuperarea. Lansare bună către Oprescu. Și este gol marcat de Oprescu. FC Argeș deschide scorul în minutul 17. De la Steaua, Dinoci. Oh, bară și respingem, da? În transversală s-a dus. Oh, bară și respingem, da? În transversală s-a dus. Oh, bară. Aruncare de la margine pentru Violeți. Predescu. Stoica s-a descurcat bine și Hai din prima. Cotea caută un culoar de șut. Reușește și înscrie. Vedem acum Claudio Niță întoarce. Manole și Florea în față, foarte bine îi fură mingea Florea. O centrare, Claudio Niță, un stop și este gol. Gol marcat de Claudio Niță. Aveam nevoie de acest gol. Și în acest moment arbitrul Amurăriței pune capăt meciului. FC Argeș și învinge Steaua cu 2-1 și se califică în semifinalele Cupei României de Tineret. Semifinalele grupei, pentru că vor urma și semifinalele cupei și apoi eventual finala.